Unii occidentali, când pătrund la noi și văd bisericile și construcțiile laice din epoca lui Brâncoveanu 1688-1714, se minunează și unii îl numesc baroc românesc. Cu alte cuvinte, elemente ale Occidentului care vin dinspre baroc au fost adaptate într-o măsură așa de fină atât de bine echilibrată, încât au dat naștere unui stil propriu cu care astăzi ne mândrim. Cine vede Mogoșoaia nu poate să nu rămână e, impresionat Și sau alte monumente e, religioase. Mănăstirea Sâmbăta e tot octitorie a lui Brâncoveanu în sudul Transilvaniei, pentru că Brâncoveanu acționa în sudul Transilvaniei câteodată ca și cum ar fi fost propria lui țară, români printre români de aceeași credință. Și pe măsură ce ne apropiem de timpurile noastre, vedem rădăcina asta din trecut care vine și nu putem să nu recunoaștem interferențele dinspre occident și dinspre răsărit, preluate într o formă creativă, într o formă care a dus la elemente fundamentale de originalitate. De aceea eu le spun vizitatorilor care vin că la noi e singurul loc din Europa unde poți vedea Arcuri și turnuri gotice, alături de ferestre cu semicerc timpuriu romanic, împreună cu cupole bizantine, lipite de o biserică în stil renascentist, sau chiar în apropierea unei sinagogi. Unde putem vedea în Europa? înflorind aceste stiluri. Nu mai vorbesc de barocul transilvan care a pătruns pe filiera austriacă după ce Transilvania la 1688 a devenit parte integrantă a Imperiului Habsburgilor. Și barocul, și goticul, și romanicul mai timpuriu se împletesc cu bizantinul, cu tradiția noastră locală. Am întâlnit istorici de artă care au numit bisericile maramureșene de lemn ca o ilustrare extraordinară a unui gotic al lemnului. Goticul acesta al lemnului ne face foarte bine receptați în Europa, pentru că dacă un istoric de artă străin le spune colegilor lor din Franța, Germania, Italia, Spania sau Marea Britanie că în România există un gotic al lemnului, cu sute de monumente care se păstrează încă din secolele al XVI-lea, al XVII-lea, al XVIII-lea, nu poate să nu stârnească interes. Iar interesul ăsta ne face să pătrundem, să fim, să ne dezvoltăm într-un sistem de vase comunicante al Europei. Așa putem trăi, așa ne putem face cunoscuți. Prin urmare, arta și stilurile ne recomandă într-o manieră deosebită.